Dar uite, te-ai trucat microfonul, da? Aia și celelalte, desfaceți și pe alea. Dar ce sunt, domnul comisar? După cum vedeți, sunt, nu sunt specialist de mediu sau de forestier, eu sunt polițist de frontieră, da? Trebuie să aplicăm legea. Părerea mea personală, nu dacă de polițiște, este că acestea sunt niște buștena, puțin bărbieriți. Puțin bărbieriți, dar ce se întâmplă? Noi trebuie să aplicăm legea. Poliția, poliția de frontieră, garda de coastă, vama, garda forestieră. Asistăm la un paradox legislativ. Să vă spun despre ce este vorba. Norma de aplicare, da, referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de folosire și materialelor lemnoase al instalațiilor, da, este din 2020. Este un act emis de Guvernul României. Iar legea care interzice exportul de acest material este din 2021. Ziceți noastră, ce se aplică? Legea care este emisă de Parlament în 2021 sau normele care permit în 2020 acest export? Uitați, ce este aici? Haideți să numărăm câți ani, câți ani a trecut să crească acest copac? Uitați, câți? 30. Care 30? Peste 50. Vrem să respirăm aer curat, da? Trimitem în Pakistan